Salutare, dragi pescari! Cum v-am promis, am venit pe Dunăre, pe un canal destul de aproape de Dunăre, cam la 100 de metri, după cum vedeți. Situat în comuna Tristul. Fraților, pot să vă zic că pe partea cealaltă și pe partea mea a fost full de pescari, unul lângă altul. De la ora 6 până la ora 1 nu am văzut niciun pește prins de cineva. Deci merge incredibil de prost, nu mă așteptam în viața mea să meargă atât de prost. Am încercat momeală, se dau peste momeală, nadă peste nadă, combinații peste combinații, însă nu a vrut deloc. Până în momentul de față pot să zic că am mers super prost. Am prins doar 2 pești, 2 somni africani. Cred că e prima dată când mă bucur că-i prind. Dar ce să faci, asta e, mai sunt și zile proaste. Toți pescarii știu lucrul acesta. Pot să vă zic că somnul african l-am prins la piept de pui la grătar. Deci ce să mai, gata. Peștele a devenit super, super fițos. Nu mai trage la vierme, nu mai trage la râmă, nu mai trage la puflete, nu mai trage la pop-up, nu mai trage să lea naibii de pește. Sunt puțin demoralizat, dar na, mai sunt și zile de genul. Ca locație foarte, foarte mișto. Asta e ce am aflat de la pescari. E prima dată când vin aici. Doar în sezonul de toamnă merge foarte bine. Carasul, crapul, plătica. Este destul de prost. Dar na, dacă mi-am propus să iau toate bolțile la rând, canale, etc. Asta este. Sunt de la ora 6. E ora 12:30, 6:30. Am înnebunit, pot să vă zic că e super, super cald. Da. Cum am zis, mai sunt și oameni sub influența băuturilor alcoolice, care țipă, care... Da, asta e România. Dacă vreți să veniți pe acest canal, v-aș sugera să veniți la toamnă. În momentul de față merge foarte, foarte prost, după cum vedeți. Am doar 2 lansete, am avut și 3 bețe, se poate pescui și la undiță, însă nimic. Haideți să vă fac așa o scurtă prezentare. Am stat și pe acea bucată de metal de lângă o barcă.
am încis cadre cu... Dacă mai stăteam până acum, era sinucidere curată, eram terminat. Aceasta este o stație care trage apa pentru canalele de irigații. Nu mai funcționează. Foarte, foarte rău. Da. Oamenii de la conducere din Parlament ar trebui să se intereseze mai mult, pentru că e o secetă cumplită. Oameni buni. Porumbul este distrus cu toate punctele de vedere. Și era o mină de aur. Această stație, dacă putea să lucreze cum lucra pe tipul lui Ceaușescu. Dar din păcate, na, asta e viața. Uitați, acolo este Dunărea. A circa 100 de metri distanță de mine. La suporți. Am improvizat. Am atașat niște pietre pentru că este o zonă de pietriș și na, este destul de greu de stabilizat. După cum v-am mai spus, uitați pescarii. Uită să strângă gunoi după ce vin la pescuit. O să mă ocup și de acest gunoi. Da, frate. România. Mai avem pretenții să găsim curat, dar dacă avem aceste pretenții, ar trebui în primul rând să lăsăm curat. Dar, na. Mentalități diferite, oameni diferiți. Asta e viața. Da, băi, oameni, o să mai stau maxim 2 ore să văd, poate își revine ceva. Dacă nu, o să plec și cred că anul acesta nu o să mai fim pe aici.